Evenimentul a avut loc în aula magna a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și face parte din sesiunea de conferințe desfășurate în perioada 10-11 decembrie, al cărei inițiator este Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice. Dacă abordăm securitatea ontologică, în care trebuie să plătim cu o parte din libertățile noastre pentru a fi în siguranță, adică pentru a fi capabili de a ne proiecta viitorul, omitem că fiecare cetățean într-un stat nu reprezintă în sine o unitate atomică. Omitem de asemenea faptul că securitatea statului echivalează cu securitatea fiecărui cetățean în parte. Mihai Răzvan Ungureanu le-a ilustrat celor prezenți unicitatea situației social-politice europene de astăzi în contextul valului de amenințări teroriste. Pentru prima dată a remarcat Mihai Răzvan Ungureanu, atacurile teroriste fundamentate ideologic nu sunt îndreptate asupra unor state sau grupuri etnice. Dincolo de elementele de suprafață, terorismul de astăzi este unul menit să provoace Europa să-și lenege valorile democratice sub presiunea terorii. Diversitatea de canale de comunicare pe care teroriștii le folosesc, dar și lipsa unei structuri ierarhice piramidale în cadrul acestor organizații sunt principalele elemente ce îngreunează eradicarea lor. Problema responsabilității, a responsabilității civice în actualul context de securitate poate fi abordată și din logica grecilor antici. Cei care considerau cetățeanul ca fiind un animal politic prin participarea la viața cetății, aceasta fiind de fapt și marca libertății sale. Din această perspectivă, responsabilitatea civică în fața provocărilor de securitate este, în esență, precondiția afirmării libertății individuale. Dincolo de necesitatea eradicării celulelor teroriste în vederea asigurării securității individuale, Mihai Răzvan Ungureanu a amintit și de efectele în plan politic ale actelor teroriste. Istoricul a atras atenția asupra pericolului intervenționismului serviciilor de informații în viața individului, care ar putea fi justificat de virulența terorismului mondial. O altă problemă de natură politică prezentată a fost cea a creșterii popularității partidelor extremiste din Europa, printr-un discurs fundamentat pe logica xenofobiei.